Slavit să fie Domnul nostru! În această dimineață vom deschide cuvântul lui Dumnezeu în Cartea Daniel, capitolul 3, și vom citi începând cu versetul 4 la versetul 6. Dacă aveți Biblia la dumneavoastră, vă invit să o deschideți. Cartea Daniel, capitolul 3, versetul 4. iar un crainic a strigat cu glas Iată ce vi se poruncește, popoare, neamuri, oameni de toate limbile, în clipa când veți auzi sunetul trâmbiței, cavalului, chitarei, lăutei, psaltirii, cimpoiului și a tot felul de instrumente de muzică, să vă aruncați cu fața la pământ și să vă închinați chipului de aur pe care l-a înălțat împăratul Nebucarnețar. Oricine nu se va arunca cu fața la pământ și nu se va închina, va fi aruncat chiar în clipa aceea în mijlocul unui cuptor aprins. Versetul 16 Shadrach, Meșac și Abednego au răspuns împăratului Nebucarnețar, noi nu avem nevoie să-ți răspundem la cele de mai sus. Iată Dumnezeul nostru căruia îi slujim, poate să ne scoată din cuptorul aprins și ne va scoate din mâna ta, împărate. Și chiar dacă nu ne va scoate, să știi, împărate, că noi nu vom sluji Dumnezeilor tăi și nici nu ne vom închina chipului de aur pe care l-ai înălțat. La uzul acestor cuvinte, Nebucarnețar s-a umplut de mânie și și-a schimbat fața, întorcându-și privirile împotriva lui Shadrach, meșac și Abednego. A luat din nou cuvântul și a poruncit să se încălzească de șapte ori mai mult cuptorul de cum se, se cădea să-l încălzească Amin. Vă rog să ocupați locurile. Este o mare bucurie pentru noi, pentru mine și soția mea să fim la poarta cerului în această dimineață și aș vrea să spun că a fost un timp pe care l-am petrecut în România și cu ajutorul Domnului, în curând ne vom deschide aripile și vom zbura înspre locașul nostru. Domnul să ne ajute la aceasta și să ne protejeze. Amin! Poarta cerului, aș vrea să vă spun, înainte de a începe predica, că are un rol foarte interesant și important în planul lui Dumnezeu. Nu știu dacă dumneavoastră realizați că serviciile divine de la poarta cerului, cântarea corului, a echipei de închinare, cântarea orchestrei, a fanfarei, se vede în toată lumea. Am prieteni, am rude în Australia. Care îmi spun, mă uit acolo de ani de zile. Am prieteni în America de Nord, care îmi spun, mă uit la biserica aceea și învățăm cântările de acolo. Ar trebui să vă dea de, să vă dea de gândit lucrul acesta că Dumnezeu vi-a dat un rol foarte important pe care îl jucați în planul lui Dumnezeu și foarte mulți ochi sunt îndreptați înspre această, înspre această scenă de aici. Mă rog, ca Domnul să vă binecuvinteze, să înțelegeți această lucrare și, prin ceea ce se întâmplă aici, mai multe suflete să se întoarcă la Domnul și zic ca Domnul să lucreze amin. amin. În această zi, Domnul a pus pe inima mea o întrebare. Cine este pe scenă? Cine este pe scenă? Vedeți dumneavoastră, Scena este un lucru sau este un loc unde toată lumea se uită. Scena este un loc în care se desfășoară acțiunea, un loc în care toate privirile sunt îndreptate într-acolo. Și întrebarea se pune în textul nostru biblic cine este pe scenă. Împăratul de Bucarnețar a cucerit foarte multe teritorii, s-a dus cu armatele, a cucerit cetăți, a cucerit terenuri și așa cum a vrut el, a făcut harta lumii. Așa cum a vrut inima lui, așa a organizat harta lumii și a dezrădăcinat popoare dintr-un loc și le-a mutat în alt loc. A luat tineri capabili dintr-un loc și a spus: îi iau pe tineri aceștia și îi duc la mine în împărăție ca să îi învăț toată știința și apoi să le dau anumite funcții. Și Nebucarnețar a făcut această lucrare de a dezrădăcina popoare și de a le muta așa cum vrea el. Spunea cineva un lucru foarte interesant că, dacă: Va exista un al treilea război mondial. Dacă va exista pe fața pământului un al treilea război mondial, acela va porni de la religie. Și Nebucarnețar a știut aceste lucruri: că în tot timpul, de la aspectele religioase, au izbucnit pe fața pământului tot felul de furtuni și tot felul de războaie. Am citit ziarele despre tineri de 12 ani care intrau în locurile publice, poate într-un metrou, într-un autobuz, cu ghiozdan în spate. Și treceau pe lângă polițai, pe lângă securitate, cu ghiozdan în spate și le zâmbea la cei de acolo, își perfora biletul și în ghiozdan la el avea o bombă. Și după câteva minute declanșa acea bombă în spațiile publice. Și când oamenii cercetau să vadă din ce cauză acești copii mergeau cu ghiozdanul și cu, bom și cu bomba în plasă, trăgeau concluzia, trăgeau linia și spunea, la rădăcină sunt niște motive religioase. Sunt grupări teroriste care aruncă în aer spațiile publice. Și am văzut și în Spania, am văzut și în America și în alte locuri de pe fața Pământului. În aceste condiții, Nebucarnețar a știut un lucru. De la religie ies cele mai multe probleme pe fața pământului. Ce să facă Nebucarnețar ca să-i țină pe oameni uniți? Ce să facă acest mare împărat să țină masele sub călcâiul lui? Lui Nebucarnețar i-a venit o idee. Dacă unific toate popoarele din împărăție, sub o singură religie, nu o să mai am probleme în împărăția mea. Și gândul numărul unu al lui Nebucarnețar a fost acesta, unificarea tuturor oamenilor din împărăție sub un singur chip de aur. Unificarea tuturor oamenilor din Imperiul Babilon sub o singură umbrelă religioasă. Și Nebucarnețar și-a pus acest gând în minte. Să facă o mare religie, o mare statuie. Și uitați ce interesant spune în versetul 5, să luăm din versetul 4, care spune așa, iată ce vi se poruncește popoare, neamuri, oameni de toate limbile. Nu contează ce culoare ai, la toată lumea vi se poruncește. În clipa când veți auzi sunetul trâmbiței, Cavalului, valului, chitarei, lăutei, psaltirii, cimpoiului și a tot felul de instrumente de muzică să vă aruncați cu fața la pământ și să vă închinați chipului de aur pe care l-a înălțat împăratul Nebucarnețar. Toți oamenii din, din Imperiu, când veți auzi sunetul trâmbiței, a orchestrelor, toată lumea să se plece la pământ, vreau să unific acest Imperiu sub o singură religie. Frați și surori, nu vă spune lucrul acesta nimica despre unificarea tuturor oamenilor sub o singură religie? Nu vă duce cu gândul la nimica ce o să se întâmple în viitor pe acest pământ? Haideți să deschidem în Apocalipsa, capitolul 13, să ne reîmprospătăm memoria ce se va întâmpla pe acest pământ, și planul lui Nebucarnețar pe care l-a avut îl vom vedea împlinit, poate în zilele noastre. Apocalipsa, capitolul 13, de la versetul 15. Uitați ce spune cuvântul. I s-a dat putere să dea suflare icoanei Fiarei, ca icoana Fiarei să vorbească și să facă să fie omorâți toți cei ce nu se vor închina. Icoanei fiarei. Și a făcut ca toți, mici și mari, bogați și sărați, slovoși și robi, să primească un semn pe mâna dreaptă sau pe frunte, și nimeni să nu poată cumpăra sau vinde fără să aibă semnul acesta, adică numele fiarei sau numărul numelui ei. Aici este înțelepciunea. Cine are pricepere. Să socotească numărul fiarei, căci este un număr de om, și numărul ei este 666, spune cuvântul lui Dumnezeu. Planul lui Nebucarnețar de a putea ca să unifice tot Imperiul sub o singură religie este și planul lui Anticrist. Națiunile, toate națiunile pământului vor fi unificate sub o singură religie, sub, sub religia fiarei anticristului. Și cine nu va accepta acest semn pe mâna dreaptă sau pe frunte, spune cuvântul lui Dumnezeu că nu va putea vinde nimica, nu va putea cumpăra o pâine pe masă. În alte cuvinte citim printre rânduri, toți oamenii care nu acceptă acest lucru vor muri este unificarea sub anticrist a tuturor oamenilor. Și vreau să vă spun că ne îndreptăm într-acolo. Se fac acum pașapoartele acestea care au cipul în ele. Se pune cipul într-un câine, că dacă ți-l pierzi să-l poți găsi. Dacă îți fură cineva telefonul, chiar și telefonul tău îl poți găsi. Și acum se recomandă în noi născuți, în copii de la maternitate, Pune în el un chip că dacă cineva îți fură copilul pentru organe, să-l poți găsi oriunde pe fața pământului. Unificarea tuturor oamenilor. Să-i pună pe toți oamenii sub aceeași bază de date. Și unde ai putea fugi pe fața pământului să nu te găsească? Am fost la oameni acasă în America care au camere secrete și când am intrat acolo am văzut 30 de cutii de 3 kg de fasole. Și m-am uitat la ei că ei mănâncă numai în restaurante. Și avea acolo sos de tomato, de roșii. Și era acolo kilograme și kilograme. Și am intrat în acea cameră și era plină de mâncare. O cameră secretă pentru ce se pregătesc acești oameni. Sub o singură religie va fi unificată vor fi unificate toate limbile de pe fața pământului. Aș vrea să pun a, această întrebare. Pe cine a adus nebucarnețar pe scenă? A adus un mare idol acolo de aur. A adus fanfare, a adus orchestre, a adus oameni de toate limbile ca tot să se închine în fața acestui idol. Pe scenă, dragii mei, este idolul lui Nebucarnețar. Aș vrea să vă spun un lucru foarte interesant care mi se pare din cuvântul Domnului. Nebucarnețar face și are o strategie foarte importantă pe care o vom vedea și o vedem și în viețile noastre. În clipa în care veți auzi sunetul trâmbiței, să vă închinați chipului de aur, spune versetul 5. Dar versetul 6 spune felul următor. Oricine nu se va arunca cu fața la pământ și nu se va închina, va fi aruncat chiar în clipa aceea în mijlocul unui cuptor aprins. Strategia lui Nebucarnețar este o strategie dublă. În primul rând îți oferă invitația și spune haide, haide te rog frumos, vin, îți pun muzică, îți pun fanfară, te invită, haide să te închini. Și dacă tu spui nu, folosește strategia numărul 2. Care este aceea? Cuptorul. Dacă nu te închini de bunăvoie, aduc peste tine cuptorul. Invitația și amenințarea. Ce face Satana în ziua de astăzi? Este la fel aceea strategie satanică. Satana. În Geneza, capitolul 3, cu versetul 1, spune că șarpele era mai șiret, spune cuvântul, decât toate fiarele câmpului. Și șarpele acestea, șiret, a venit cu o invitație la doamna Eva. Și a zis, uite, ia din fructul acesta. Cartea Petru ne spune că diavolul este ca un leu care răcnește și caută pe cine să înghită. În cartea Geneza este susitul de șarpe și invitația în cartea Petru este amenințarea, răcnetul de leu. Cum va fi la sfârșit? Când anticristul va apărea? Aceeași strategie. Invitația de a accepta semnul, invitația de a te închina, te rog frumos, vino, o să fie totul bine și dacă tu spui nu, ce se întâmplă? Nu mai poți cumpăra nimic, a nici o felie de pâine. Nu mai poți să vinzi nimic la nimeni, nici măcar o roșie. Nu mai poți să faci nimic. Are această strategie, invitația și amenințarea. Cine este pe scenă? Pe scenă, dragii mei, este marele idol al lui Nebucarnețar. Cine o să vină pe scenă? Pe scena lumii va veni anticristul. Doamne, păzește-ne de ziua aceea. Și toată biserica spune amin. Frați și surori, poți să iei pecetea sau poți să iei semnul anticristului sau poți să iei pecetea și arvuna Duhului Sfânt. Sunt două chestiuni diferite. În lumea aceasta poți să te decizi. Mergi în direcția celui rău sau mergi în direcția lui Dumnezeu. Doamne, ajută-ne pe fiecare să mergem în direcția ta, amin. amin. Frații și surori, am fost la un muzeu în Washington, D.C. și acela este muzeul Holocaustului. Și acolo sunt aduse din Germania, de la Auschwitz, din alte locuri din Europa, unde Hitler i-a tăiat în bucăți pe evrei și unde i-a băgat în lagărele de concentrare, acolo, la acel muzeu, în Washington, sunt aduse obiecte care au fost în lagărele de concentrare. O cameră mare numai cu papuci, pe care evreii le-au purtat. Furculițe, haine, tot felul de lucru, un vagon cu care au fost duși evrei. Lucruri pe care au fost în lagrele de concentrare sunt puse acel, în acel muzeu din inima capitalei americane. Și am fost acolo să mă uit. Vreau să vă spun că mi-a atras atenția un lucru foarte important. O poză. Era un mare vapor care am cercetat după aia, se numește Sfântul Luis. Și când Hitler și-a deschis cuptoarele, și era gata să-i bage cu târgile de metal pe, pe evrei în acele cuptoare și crematorii să-i ardă. Un mare vapor a anunțat că el pleacă către lumea liberă, către Cuba, pleacă. Și dacă este cineva care vrea să se uh, îmbarce în acel vapor, poate să-și cumpere bilet că plecăm. Mulți evrei au scos toți banii din buzunar și au plătit bilete pentru ei pentru copiilor, pentru nepoților, și s-au îmbarcat cu toții în vapor. Au crezut că acolo, vaporul acela îi duce către lumea liberă și găsesc speranța. Și au plătit tot. S-au suit în vapor și au plecat spre Cuba. Când au ajuns în Cuba, au stat trei zile acolo și președintele Cubei a spus, la noi nu intrați. Cuba este foarte, foarte aproape de coasta americană. Au întors cârma corabiei către coasta americană și au dat prin telegraf la președintele american și a zis: Primiți-ne! Și au stat și acolo. Și președintele american n-a dat niciun răspuns. După trei zile, au întors corabia. Au întors vaporul și a zis: Poate ne primesc canadienii, că suntem la două zile de Nova Scoția. Și președintele Canadei a spus nu. Și și-au întors corabia, și-au întors marele vapor înapoi și au mers către Germania. Și Hitler era acolo cu cuptoarele încălzite. Îi aștepta. Și înainte să-i bage în cuptoare, le băga soldații SS din Germania degetul în gură și vedea dacă au dinți de aur. Și dacă aveau dinți de aur, scoteau patentul și trăgeau dintele afară. Fără anestezie, fără absolut nimica, le luau dinții din gură dacă erau de aur. Și apoi în cameră de gazare. Frașii și surori, dacă n-au scăpat de mâna lui Hitler, cine va scăpa pe acest pământ de mâna lui Anticrist? Copiii lui Dumnezeu, frații și surori, nu și-au pus încrederea într-un vapor. Eu nu mi-am pus încrederea într-un președinte, mi-am pus toată încrederea mea în Fiul lui Dumnezeu, care este sfânt și este la dreapta lui Dumnezeu, slăvit să fie numele lui. Acolo este încrederea mea. Nu mă mai încred în nimica. Mă încred în Fiul lui Dumnezeu. Frați și surori, pe scena lumii vor veni idoli. Dar să ne încredem din toată inima noastră în Fiul lui Dumnezeu și în Dumnezeu. Domnul să ne ajute la aceasta, amin. În al doilea rând, la această întrebare, cine este pe scenă, aș vrea să vă spun că pe scenă sunt trei tineri. Cuvântul lui Dumnezeu ne spune în versetul 12. Dar sunt niște iudei cărora le-ai dat în grijă treburile ținutului Babilonului, și anume Shadrach, Meșac și Abednego oameni care nu țin seama deloc de tine împărate. Ei nu slujesc Dumnezeilor tăi și nu se închină chipului de aur pe care l-ai înălțat tu. Atunci nebucarnețar mâniat, plin de urgie, a dat poruncă să aducă pe șadrac Meșac și Abednego. Și oamenii aceștia au fost aduși îndată înaintea împăratului. Scritorul și pastorul David Jeremiah spune într-una dintre cărțile lui că acolo au fost 300 de mii de oameni care au venit la marea petrecere a lui Nebucarnețar. Și în 300 de mii de oameni, Trei oameni, trei tineri au rămas ca trei stejari într-un land de grâu care se apleacă la pământ. Când lanul de grâu s-a plecat la pământ, trei tineri au rămas în picioare și au spus noi nu ne închinăm. Automat cuvântul lui Dumnezeu într-un mod extraordinar de frumos, mută camera de vederi, mută, mută telescopul, mută zoomul de pe statuia care era a lui Nebucadnezar și mută camera de luat vederi pe acești trei tineri. Nu mai era zeul acesta pe scenă. Pe scenă erau cei trei tineri. Un imperiu întreg se uitau la cei trei băieți. Oare ce vor face? Oare ce vor face? Mută scritorul într-un mod extraordinar camera de filmat de pe zeitatea aceea mare pe cei trei tineri. Cum vor acționa ei? Se vor închina? Nu se vor închina? Ce vor face acești trei tineri? Împăratul Nebucarnețar le spune clar, băieți, mai pun o dată să cânte fanfara. Dacă nu vă închinați nici acum, vă bag direct în cuptor. Și acești trei tineri, am citit în cuvântul Domnului, spun în felul următor: Noi nu avem nevoie să-ți răspundem. Pentru noi este clar, noi avem în decalog prima poruncă care spune să nu-ți faci chip cioplit, să nu te închini în fața idolilor. Nebucarnețar nu mai, nu mai pune fanfara aia să cânte. Dacă au fost 300 de mii de oameni acolo, oare cât de mare a fost fanfara? Oare cât de mare au fost corurile? Am citit despre Johann Strauss, care s-a dus să dirigeze o fanfară și un cor în America. Fanfara avea 1600 de oameni și corul avea 16.000 de oameni. 16.000 de oameni și acolo la Boston erau 100.000 de oameni. Dar în cazul nostru, la împăratul Nebucarnețar, cât de mare au fost fanfarele acelea. Și tinerii a spus, nu mai pune fanfara să cânte, nu mai pune corul să cânte, noi nici de cum, nu vrem să ne închinăm. Și Nebucarnețar spune cuvântul lui Dumnezeu s-a mâniat și când se mânie un împărat din acesta, poți să te vezi decapitat. Și a spus de șapte ori să se încălzească cuptorul. De șapte ori să se încălzească cuptorul. Frați și surori, este un punct la care vreau să ajung. În viața noastră adesea Domnul îngăduie cuptoare. Și am văzut aici teancul de bilete pentru care ne-am rugat. Sunt oameni care trec prin cuptor. Și nu este ușor să fii în cuptor. Nu este ușor, nu este comod, te arde la tălpi. Vrei să se termine. Simți că nu mai poți, Doamne, mă trezesc dimineața, dar parcă vreau să se gate ziua, că este prea greu cuptorul. Îmi aduc aminte de un comediant care avea niște show-uri foarte frumoase și mergeau mulțimi de oameni și-l ascultau. Și râdeau acolo de, 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 de se prăpădeau. Și într-o zi, acest comediant merge la un cabinet de psihologie, la un psiholog. Și se pune pe scaun acolo, psihologul nu l-a cunoscut și comediantul, în postură de client, îi spune doctorului, spune psihologului, uitați, am supărări în viață, mă trezesc în fiecare zi, mi este foarte greu, sunt trist, sunt apăsat. După ce vorbesc ei vreo jumătate de oră acolo, îi spune psihologul așa. Îți dau o rețetă ca să poți să te eliberezi, să poți să fii și tu mai vesel. Zice, în susul străzii este acolo o mare clădire și oamenii în fiecare seară se duc acolo să-l asculte pe un faimos comediant. Te duci acolo și râzi și uiți de toate problemele tale. Și zice, uite, eu îți dau o rețetă mai neobișnuită. Zice, du-te acolo de două, trei ori seara și ascultă-l pe comediantul acela și îți promit că o să te faci bine. Clientul îi spune felul următor, domnule, eu sunt comediantul acela. Înțelegeți? Eu sunt comediantul acela. Mă trimiți acolo și îmi place enorm cum spune Solomon în cartea lui spune de multe ori în Proverbe 14 cu 13 de multe ori chiar în mijlocul râsului chiar în mijlocul șoului spune cuvântul lui Dumnezeu inima poate fi măhnită și de multe ori frați și surori suntem și noi Exact în cartea Proverbelor, capitolul 14 cu versetul 13, râdem, zâmbim, dar în inima noastră de multe ori este un cuptor pe care nimeni nu-l înțelege. A fost cineva vreodată într-un cuptor și nimeni din jurul lui nu l-a înțeles, vă rog să ridicați o mână sus. Nimeni nu v-a înțeles. Domnul să bine binecuvinteze, Dumnezeu, să... mai este cineva care a fost în cuptor și nimeni nu l-a înțeles. Vedeți, frați și surori, când treci prin cuptor, îți dai seama cât de greu este acolo. Dar acești trei tineri ne spune Cuvântul lui Dumnezeu ceva foarte interesant despre ei. Uitați ce spune Cuvântul lui Dumnezeu, ce se întâmplă când ești cu adevărat în cuptor, versetul 25. El a luat iarăși cuvântul și a zis: Ei bine, eu văd patru oameni umblând sloboz în mijlocul focului. Spune împăratul Nebucarnețar, ei bine, eu văd patru oameni sloboz umblând în mijlocul cuptorului. I-au legat la mână pe cei trei, trei tine i-au legat la picioare și au aruncat în cuptorul acela. Dar știți ce a făcut cuptorul? Știți ce le-a ars cuptorul acestor trei tineri? Legăturile lui Nebucarnețar. Altfel, nimica nu le-a ars. Ce va face cuptorul în viața ta și în viața mea? Va arde legăturile pe care le-a pus Nebucarnețar peste mine și peste tine. Când treci prin cuptor, începi să renunți la lume. Încep să spui, Doamne, așa m-am complăcut în lume și, și păcatul și așa, când ești în cuptor, începe Dumnezeu să te strângă în menghina Lui, să te prinde la colț și atunci încep legăturile Lui Nebucarnețar să se dezlege de la mâinile tale. Când ești în cuptor, dragul meu suflet, te apropii de Dumnezeu mai mult. Doamne, când suntem în cuptor, dă-ne putere să ne apropiem de Tine. Amin? Dă-ne, Doamne, putere. Este greu în cuptor. Nu este ușor. Îmi place ce spune David Jeremiah într-o altă carte de-a lui. Spune felul urm următor. Când ești în cuptor, Dumnezeu este cu ochii pe ceas și cu mâna pe termostat. Dumnezeu este cu ochii pe ceas ca să nu te țină prea mult în cuptor. Să nu te țină prea mult acolo și Dumnezeu este cu mâna pe termostat ca să nu fie prea cald. Doamne, fi cu ochii și pe ceasul vieții noastre și nu ne lăsa prea mult în cuptor, Doamne, și să nu fie prea fierbinte. Dar, Doamne, totuși, dezleagă legăturile lui Nebucarnețar. Amin. Un al doilea lucru care îl face cuptorul, ne spune versetul 22, fiindcă porunca împăratului era aspră și cuptorul era neobișnuit de încălzit, flacăra a ucis pe toți oamenii care aruncaseră în el pe Shadrach, Meșac și Abednego. Flacăra, spune cuvântul, a ucis pe toți oamenii care aruncaseră în cuptor pe acești trei tineri. Au fost flăcăii lui Nebucarnețar. Au fost vrășmașii acestor trei tineri. A fost garda SPP a lui Nebucarnețar, aia cu muși și mari când s-au atins de copiii lui Dumnezeu și au pus mâna pe ei, spune cuvântul că prima dată toți vrășmașii aceștia au fost curățați. Când ești în cuptor, dragul meu, vrășmașii, Dumnezeu are grijă să iardă. Așa spune cuvântul, are grijă să le mai dea și lor câte un foc acolo în tăl, ca să-i mai, mai pârjolească puțin, că de copiii Domnului nu se poate atinge nimeni, slăvit să fie Domnul pentru asta avem protecție divină. Țineți minte, avem protecție de la Dumnezeu. Doamne, îți mulțumim pentru protecția ta peste viețile noastre. Și un alt lucru care s-a întâmplat în versetul 25 este următorul. El a luat iarăși cuvântul și a zis, Ei bine, eu văd patru oameni umblând slobozi în mijlocul focului și nevătămați. Și chipul celui de-al patrulea Seamănă cu al unui fiu de Dumnezeu. Cine a apărut în cuptor pentru acești trei tineri? Este Fiul lui Dumnezeu, Domnul Isus Hristos, care a fost cu ei în cuptor, slăvit să fie numele Lui. A fost acolo în cuptor. Vreau să vă întreb în această zi câți tineri au ieșit din cuptor afară. Spuneți dumneavoastră, câți au ieșit? trei tineri. Unde a rămas Fiul lui Dumnezeu este întrebarea. Fiul lui Dumnezeu a rămas în cuptor că atunci când intru eu acolo și atunci când intri tu acolo și este greu, Fiul lui Dumnezeu să fie în cuptor lângă tine. N-a ieșit afară. Ne așteaptă pe fiecare dintre noi care dacă trecem pe acolo și sunt convins că mulți o să trecem, să fie însoțirea lui Dumnezeu alături de noi. Doamne, îți mulțumim pentru însoțire, chiar dacă este greu. Doamne, știm că ești alături de noi. Aș vrea să vă aduc în față o imagine care de foarte multe ori a dat speranță vieții mele și cred că și la viața dumneavoastră. În special, dacă sunteți tineri. Într-o gară, stai pe peron, și te uiți acolo cum vin trenurile. Și stai pe, pe peronul unei gări și vezi șapte linii. Unu, doi, trei, cinci, 6, șapte, care sunt acolo. Și tu cum stai pe peronul acela, vezi că vine trenul de la depărtare. Și îți dai cu presupusul. Și spui, trenul acesta s-ar putea să vină pe linia 5 și stai, stai acolo și aștepți ca trenul să se apropie și să vină pe linia 5. Și câteodată o nimerești că e pe linia 5, câteodată nu o nimerești, vine pe linia 2 pe ron. Impegatul de mișcare de la gara de nord are toate hârtiile acolo cu trenurile care vin, pe ce linie, cât stau în stație și unde se duc. Și în de mișcare are acolo toate hârtiile, toate planurile și știe fiecare tren, fiecare tren personal, fiecare tren accelerat, fiecare rapid, fiecare internațional, de unde vine și unde pleacă. Imaginea aceasta mi-a dat foarte, foarte multă speranță în viață. Noi suntem în gara vieții și adesea ne uităm la evenimentele care vin în viața noastră. Fie că este căsătorie, fie că este diferite lucruri, mutări, transferări, tot felul un nou serviciu. Și stăm și ne uităm la evenimentele care vin înspre viața noastră și noi, ca oameni, ca ființe umane, ne dăm cu părerea și spunem, evenimentul acesta, așa se va întâmpla cu el. Evenimentul acesta va veni pe strada sau pe linia 5 peron. Acest serviciu îl voi lua acest serviciu, eu nu știu dacă îl voi lua, mă voi duce la cutare facultate și noi ne dăm cu părerea despre lucrurile care se întâmplă în viața noastră. Stăm pe peronul vieții și ne dăm cu părerea. Dragii mei, știți cine are hărțile și planurile cu ce se întâmplă în viața noastră? Știți cine are toate hărțile cu evenimentele care vin în viața noastră, care se opresc, care trec mai departe? marele impegat de mișcare al cerului, slăvit să fie numele Lui. Dumnezeu are toate hărțile, Dumnezeu are toate planurile. Eu îmi dau cu părerea, dar Dumnezeu știe mai bine. Vezi, poate ești într-un cuptor acum. Sau poate ai o situație în viața ta care te neliniștește și tot te gândești și mesteci în oală și te gândești și conduci mașina și te gândești și mergi cu tramvaiul și te gândești, te trezești dimineața și tot acolo te gândești. Dragul meu, tu poți să-ți dai numai cu părerea. Asta este tot ce putem face noi, să ne dăm cu părerea. Știți cine are harta cu evenimentele și cu lucrurile care se întâmplă în viața noastră? Marele impegat al cerului. Dacă vrei să știi în viața ta ceva, nu întreba pe vecinul, nu întreba pe vecina, nu întreba pe prietenul, Întreabă-l pe Dumnezeu. Du-te la Dumnezeu și întreabă-l pe el, Doamne, cu evenimentul acesta, cu băiatul acesta, uite, a apărut pe scenă, cu fata aceasta, a apărut și ea la cor, cu eu știu cine, a apărut în echipa de închinare, cu prieteni, cu colegi de clasă, Doamne, care este părerea ta? Ce spui tu? Tu știi mai bine cum se, se desfășoară lucrurile. Frați și surori, pe scenă au apărut trei tineri care au spus, noi nu ne închinăm. Poți să ne bagi în cuptor, dar noi nu ne închinăm. Nu știm dacă Domnul să ne scoată. Domnul poate, dar nu știm. Nu știm cum se va desfășura evenimentul. Nu știm cum va fi, dar credem într-un Dumnezeu care este creatorul cerului și a pământului, slăvit să fie numele Lui. Credem în El. Nu știm ce se întâmplă, nebucarnețar. În Poți să ne arzi, dar noi ne încredem în Dumnezeu și în mâna Lui. În al treilea rând, cine este pe scenă? Am văzut că pe scenă este Idolul și va veni Anticristul într-o zi. Am văzut că pe scenă sunt trei tinere vrei, Dar aș vrea să fac un pas mai departe și să vedem cine este pe scenă. Vă rog să deschideți în 1 Corinteni, capitolul 4, cu versetul 9 să vedeți ce spune cuvântul lui Dumnezeu despre cine este pe scenă. Căci parcă Dumnezeu a făcut din noi apostoli oamenii cei mai de pe urmă, niște osândiți la moarte, fiindcă am ajuns o priveliște pentru lume, îngeri și oameni fiindcă am ajuns o priveliște, spune apostolul noi, am ajuns o priveliște, spune cuvântul lui Dumnezeu, pentru lume, îngeri și oameni. Cuvântul priveliște în limba greacă este cuvântul teatron. Și de la cuvântul teatron avem în limba noastră, în limba română, cuvântul teatru. Și dacă vreți să punem acolo, în loc de priveliște, cuvântul teatron, teatru spune așa. Fiindcă noi am ajuns un teatron, am ajuns un teatru, am ajuns o priveliște pentru lume, îngeri și oameni. Adică, în alte cuvinte, cine este pe scenă în această zi? Pe scenă în această zi, în desfășurarea evenimentelor lumii, ești tu pe scenă. A fost idolul, au fost cei trei tineri, dar astăzi, în desfășurarea vieții tale, ești tu pe scenă și se uită la tine lumea, se uită la tine oamenii, se uită la tine îngerii. Cine este pe scenă? Pe scenă sunt eu și pe scenă astăzi ești tu. Haideți să deschidem la niște cuvinte foarte importante din Iov, capitolul 1 și să vedeți cum Iov era pe scenă și toată lumea se uita la el. Iov, capitolul 1, cu versetul 6. Fiii lui Dumnezeu au venit într-o zi și s-au înfățișat înaintea Domnului și a venit și satana în mijlocul lor. Atenție! Este foarte important să înțelegeți versetul acesta. Satana are acces în cer, în prezența lui Dumnezeu. Acolo când au avut consiliu în cer și a chemat Dumnezeu pe îngeri, spune cuvântul lui Dumnezeu, a venit și satana în mijlocul lor. Mai citesc o dată, fiii lui Dumnezeu au venit într-o zi și s-au înfățișat înaintea Domnului și a venit și satana în mijlocul lor. Și Domnul a zis satanei, Versetul 8. Ai văzut pe robul meu Iov? Nu este nimeni ca el pe pământ. Este un om fără prihană și curat la suflet care se teme de Dumnezeu și se abate de la rău. Versetul 11. Răspunsul lui Satana. Dar ia întindeți mâna și atingete de tot ce are și sunt încredințat că te va blestema în față. Domnul a zis satanei, versetul 12, Iată, îți dau pe mână tot ce are numai asupra lui, să nu întinzi mâna. Și Satana a plecat dinaintea Domnului. Este foarte interesant că Satana a intrat în prezența lui Dumnezeu, alături de Fiul lui Dumnezeu. Și acolo a fost o mare discuție. Și la acea discuție Dumnezeu s-a lăudat cu Iov. Și a spus, Satano, de unde vii? Păi vin de pe pământ. L-ai văzut pe neprihănitul Iov? Nu este nimeni ca el. Și satana îi dă un răspuns acolo de față cu toți îngerii, de față cu serafimii, heruvimii. Spune, atinge-te de el și sunt convins că te va blestema în față. Și Dumnezeu a spus, îți îngădui, atinge-te de el. Și spune cuvântul, satana a plecat dinaintea Domnului. S-a dus să-l atingă pe Iov. A văzut Iov cum s-au dărâmat casele lui, era praf și cenușă. Toate animalele, cămile, tot ce a avut acolo a fost luat. Și marea tragedie, zece sicrie în față căruia a stat, unu, doi, trei, patru, cinci, a plâns, șase, a plâns, șapte, opt, nouă, zece sicrie. Vreau să vă spun ceva, Iov era pe scenă și tot cerul se uita la Iov. Se uita Dumnezeu Tatăl ce va face. Se uita Dumnezeu Fiul ce va face. Se uita Dumnezeu Duhul Sfânt ce va face. Se uitau Serafimii, Heruvimii și era și Satan acolo. Și se uitau cum își va desfășura Iov atitudinea și ce va face el. Toți ochii cerului erau pe Iov. Iov era actorul. Și Iov a rămas neclintit în neprihănirea lui. Și satana s-a dus din nou în Consiliu Ceresc și a spus piele pentru piele, lasă-mă să mă ating de pielea lui și îți promit că te va blestema în față. Și Dumnezeu a zis, îți mai îngădui odată, du-te. Și se uita tot cerul la acțiunea lui Iov. Iov era pe scenă. Oare va umple Iov obrazul de rușine lui Dumnezeu sau va rămâne neclintit în neprihănirea lui? Și se scărpina Iov cu un ciou peste trup. Și au venit prietenii lui. Și n-au știut ce să zică șapte zile. Și acolo în ceruri, satana a rămas de rușine. Satana a rămas de rușine. Iov care era pe scenă, i-a făcut cinste lui Dumnezeu. Slăvit să fie Domnul. Întrebarea se pune. Și cuvântul ne spune că astăzi tu ești pe scenă. Se uită la tine Dumnezeu Tatăl cum trăiești? Se uită la tine Dumnezeu Fiul cum trăiești? Se uită la tine Dumnezeu Duhul Sfânt când este ușa închisă și nu te vede nimeni? Se uită Heruvimii și Serafimii și lumea angelică și demonii și satana sunt cu ochii pe tine. Tu ești pe scenă. Cum îți trăiești viața? Umpli tu de rușine obrazului Dumnezeu sau spune Dumnezeu, mă laud cu el? Este un om care îmi face cinste, este acolo, îl localizez pe fața pământului, în Europa, în România, în Timișoara, îmi face cinste. Cum trăiești tu pe scenă astăzi când tot cerul se uită la tine? Când tot universul este cu ochii spre tine, îi faci tu cinste lui Dumnezeu? Domnul mi-a pus acest mesaj pe, pe suflet și pe inimă. Spune bisericii și pune această întrebare: cine este pe scenă? Astăzi, tu ești pe scenă. Trăiește spre slava și pe, spre gloria lui Dumnezeu și spun ca Dumnezeu să ne ajute la lucrul acesta. Amin, amin. Dumnezeu să vă binecuvinteze. Amin.